scăunul lui Tudorel Toader se clatină după ce l-a încurcat pe procurorul general cu un alt procuror. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că așteaptă explicații în legătură cu gafa ministrului justiției. Este vorba despre faptul că Tudorel Toader i-a reproșat lui Augustin Lazar un act semnat de fapt de un alt Lazar. Cristian Lazar este cel care a iscălit ordonanța de clasare a dosarului lui Claus Iohannis și nu Augustin Lazar. După ce adevărul a ieșit la iveală, procurorul general a reacționat tranșant. A Afirmația privind pretinsa descoperirea unei fraude după doi ani și jumătate în procesul de numire a Procurorului General s-a dovedit a fi total lipsită de uh, suport probator și mai mult decât atât s-a dovedit a fi o manipulare a opiniei publice. O manipulare și o ținere în suspans nejustificate. Procurorul confundat de Ministrul Justiției, Cristian Lazer, recunoaște că a clasat dosarul în care Claus Iohannis a fost acuzat că a restituit un cămin de vârstnici către Forumul Democrat German din România. Cristian Lazar spune că a semnat ordonanța de clasare pentru că nu au fost probe care să susțină denunțul. Chiar și după aceste dezvăluiri, Tudorel Toader nu bate în retragere. Ministrul Justiției a lansat noi acuzații în spațiul public. De această dată să lui au fost îndreptate spre grefieri. Nu a fost și nu este nicio eroare referitoare la ordonanța de clasare din dosarul de candidatură a lui Augustin Lazar. Întrebarea mea era următoarea. Cum se justifică o astfel de ordonanță în dosar? În sfârșit, aflăm și justificarea. A greșit grefiera care a multiplicat lucrările acestuia, a scris Tudorel Toader pe Facebook. Grefierii se apără și spun că nu intră în atribuțiile lor întocmirea dosarului profesional al unui magistrat. Sindicatul grefierilor a transmis un comunicat în care îl acuză pe Toader că aduce prejudicii grave profesiei lor. După ce a încurcat borcanele, ministrul justiției a fost criticat de mai mulți lideri PSD, printre care Florin Iordache, fost ministru al justiției, și senatoarea Ecaterina Andronescu. Urmărim un serial pe Facebook mai mult. Ministrul Justiției are responsabilitatea de a clarifica dacă a fost eroare să-și o asume, dacă nu e eroare și are un document să îl prezinte, a spus Florin Iordache. Reacția Ecaterinei Andronescu a fost și mai vehementă. Politiciana a declarat că a fost o eroare impardonabilă. Astăzi a avut loc o întâlnire de gradul 0 între Tudorel Toader și Augustin Lazar la Consiliul Superior al Magistraturii.